Salutare tuturor! Numele meu este Bogdan și în episodul de astăzi vă voi arăta cum am făcut acest blat de masă cu aspect vintage, folosind o bucată de MDF, câteva plinte și două pachete de parchet din lemn de stejar. Bun venit la Black Badger, canalul care vă învață totul despre mobilă! Pentru că am foarte puțin parchet ca și suprafață, am pornit de la o bucată de MDF cu aceleași dimensiuni finale ca și blatul, din care am scăzut câte două grosimi de plintă, atât pe lungime cât și pe lățime, lucru pe care îl veți înțelege pe parcursul videoclipului. Pentru a determina dacă voi începe cu un rând plin de parchet sau nu, am așezat întâi fâșiile pe suprafața bucății de MDF, atât pe lungime cât și pe lățime. Puteți face același lucru și prin calcule, este important însă să poziționați bucățile de lemn pentru a vizualiza corect care vor fi dimensiunile finale ale fâșiilor pe care le veți folosi ca starter pentru blat. Am început prin a trasa câte o linie pe fiecare lungime a blatului, linie pe care o voi folosi ca și reper pentru lipirea bucăților întregi de parchet. Pentru a-mi ușura munca, am folosit un rez de lemn ca și opritor. Pentru aplicare rapidă a racetului, am folosit o tăviță de zugrăvit și un rol din burete. De asemenea, am folosit cuie pentru a fixa mecanic bucățile de parchet pe MDF. Acolo unde am deviat de la linia perfectă, am îndreptat folosind circularul cu șină, nu înainte însă de a îngropa cuiele sub suprafața care urmează să fie tăiată. După ce am terminat de lipit bucățile întregi, am folosit circularul cu masă pentru a tăia fâșiile pe care le voi folosi ca starter pe ambele lungimele blatului.
Le-am lipit și le-am fixat apoi cu cuie de jos în sus. Am lăsat apoi totul la uscat până a doua zi, când am observat și cea mai mare problemă pe care am avut-o în acest proiect, și anume faptul că blatul s-a curbat destul de rău datorită apei pe care parchetul a absorbit-o din adeziv. O să vedeți puțin mai târziu cât de tare s-a cupat blatul și care au fost soluțiile pe care le-am folosit pentru a rezolva această problemă. Am început a doua zi prin a desface picioarele de pe blatul pe care l-am folosit provizoriu și prin grunduirea acestora acolo unde a fost nevoie. Le-am vopsit apoi folosind un rol pentru a obține un aspect de coajă de portocală. Cadrele picioarelor sunt făcute de mine din țeavă rectangulară de 100x40 mm și cu o grosime de 3 mm și platbandă de 100x6 mm pe partea superioară. În episoadele viitoare voi încerca să confecționez o masă de sudură pentru a putea face mai multe proiecte de acest gen. Am întors apoi blatul cu fața în jos și am chituit urmele rămase de la cuie. Am șlefuit apoi suprafața cu o granulație de 240 și am aplicat două straturi de vopsea albă pentru a proteja MDF-ul. Acest pas este unul foarte important și nu trebuie omis sub nicio formă, mai ales având în vedere faptul că masa va fi folosită afară și chiar dacă terasa este una acoperită, blatul este expus la umiditatea din aer. Pentru atașarea picioarelor am folosit câte 3 dibluri metalice pe fiecare capăt. Ținând cont de faptul că trebuie să îndrept blatul, am folosit și puțină rășină epoxidică pe dibluri pentru a mă asigura că acestea rămân fixe. Bucata de MDF are 10 mm grosime și de aici vă puteți da seama cât de tare s-a cupat blatul. Pentru a reuși să-l îndrept, l-am pretensionat în direcția opusă folosind două resturi de lemn și două menghile. Am strâns apoi șuruburile și datorită faptului că picioarele sunt foarte solide, blatul a rămas drept. Am tăiat apoi două profile C, pe care urmează să le prind pe toată lungimea blatului. Am curățat rapid bucățile metalice, le-am grunduit și le-am aplicat o mână de vopsea albă. Le-am găurit apoi pentru a putea atașa câte 4 dibluri pe fiecare profil.
Cât timp am așteptat uscarea vopselei pe profile, am îndreptat capeții blatului folosind circularul cu șină. Am folosit apoi o freză cu rulment de copiere pentru a îndrepta bucățile de parchet și a le aduce la același nivel cu suportul din MDF pe toată lungimea blatului de masă. Am montat apoi profilele sub lat, corectând astfel ușoara curbură pe care o aveam pe lungime. Au urmat apoi aproximativ 4 ore foarte lungi de șlefuire. Însă la final am rămas cu o suprafață foarte plăcută la atingere. Pentru a acoperi canturile blatului, am folosit plinte din stejar pe care le-am îmbinat la 45 de grade pe colțuri. Având în vedere faptul că plintele nu au fost suficient de lungi, le-am îmbinat și pe lungimea blatului. Acest lucru se va integra perfect în aspectul rustic pe care îl urmăresc. Pregătirea pentru aplicarea finisajului, am ridicat fibra lemnului folosind un pulverizator cu apă și am șlefuit apoi ușor folosind hârtie abrazivă cu granulație de 240. Am repetat de 3 ori acest pas pentru a mă asigura că odată aplicată vopseaua, fibra lemnului nu se va ridica foarte tare.
Am chituit apoi micile imperfecțiuni și am aplicat un singur strat de vopsea cerată albă, pe care odată uscată am șlefuit-o folosind hârtie abrazivă cu granulație de 320, până când am obținut efectul vizual pe care l-am dorit. La finisaj am aplicat 3 straturi de lac pe bază de apă. De menționat este faptul că între straturi am șlefuit ușor folosind hârtie abrazivă de 400, iar peste stratul al treilea am șlefuit folosind hârtie abrazivă cu granulație de 1000. Timpul de așteptare între aplicarea straturilor a fost de aproximativ 3 ore. Sper ca lucrurile pe care le-ați văzut astăzi aici să vă fie utile. În episodul următor vă voi arăta cum să faceți niște uși shaker style din MDF într-o variantă foarte simplă. Mulțumesc pentru vizionare, pe data viitoare!